Pe 9 august 2024, lumea teologică românească a suferit o pierdere imensă odată cu trecerea în neființă a părintelui Dumitru Abrudan, unul dintre cei mai mari teologi români și o figură marcantă a Bisericii Ortodoxe Române. Mitropolia Ardealului a făcut public tragicul anunț, sublinind impactul profund pe care părintele Abrudan l-a avut asupra bisericii și asupra dialogului ecumenic pe parcursul unei cariere exemplare, născut pe 29 august 1938 în localitatea Cepiu, județul Bihor. Părintele Dumitru Abrudan și-a început educația la Liceul numărul 1 din Oradea, cunoscut astăzi sub numele de Colegiul Național Emanuel Goidu. După absolvirea liceului în 1956, și-a continuat studiile teologice cu o pasiune și o dedicare remarcabile, care l-au consacrat ca una dintre cele mai importante personalități teologice ale vremii sale. De-a lungul unei cariere impresionante, Părintele Abrudan a adus contribuții esențiale în domeniul teologiei ortodoxe având un rol deosebit în aprofundarea și promovarea valorilor ortodoxe atât în țară, cât și în afară. Printre realizările sale de marcă se numără lucrările teologice profunde și implicarea activă în dialogul ecumenic, unde a fost apreciat pentru deschiderea și profunzimea gândirii sale. Părintele Dumitru Aprudan a fost distins cu cele mai înalte onoruri acordate de Patriarhia Română. Recunoașterea contribuțiilor sale excepționale în domeniu. Mitropolia Ardealului a subliniat în mod special importanța lucrărilor sale și impactul pozitiv pe care l-a avut asupra comunității religioase și teologice. În această perioadă de doliu, Biserica Ortodoxă Română, alături de întreaga comunitate teologică, își exprimă profunda tristețe pentru pierderea unui astfel de lider spiritual și intelectual. Moștenirea teologică lăsată de părintele Abrudan va continua să inspire și să călăuzească generațiile viitoare, rămas bun părinte Dumitru Abrudan vei rămâne mereu în amintirea noastră ca un stâl de înțelepciune și credință.